Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată, spuneam cu foarte puțin timp în urmă, Rojar Gallery propune cu fiecare întâlnire provocări. Dacă ar fi să mă gândesc la ce am spus adineauri în vernisajul Claudiei Mihali, e un voiaj care nu se mai termină și nu se va termina niciodată. De data asta, provocarea Cluj Art se numește Alb, Negru și încă ceva, mai precis despre monocromie. Practic, vorbind despre monocromie, putem vorbi și despre o bogăție de tonuri care te conduc mai mult sau mai puțin discret în imagine, la esență. Monocromia presupune sau trebuie înțeleasă ca predominanta unei culori, dar presupune în principiu diferite valori date de o singură culoare. Cu alte cuvinte, dacă vii să ne raportăm și la titlu, avem alb-negru plus o culoare dominantă sau secundară. Și dacă tot am vorbit de monocronie, avem monocronia absolută, alb și negru, și vă invit să vedeți expoziția deschisă la Cluj Art Gallery, pentru că aveți expresia cea mai clară a ce înseamnă monocromie, și ce înseamnă culori predominante, respectiv ce înseamnă alb și negru. Vorbim de monocromie, vorbim de fapt de un procedeu de pictură sau de tipar care constă în folosirea, repet încă o dată, unei singure culori. Practic această culoare este sau nu însoțită de tonuri ale culorii dominante. E o istorie foarte interesantă a monocromiei și sunt convins că Dorel Găină va intra într-o parte tehnică care va desțeleni acest teren. Practic vorbim, dacă e să ne referim la ceea ce în teoria culorilor se numește contrast calitativ și contrast cantitativ, pentru că ele merg împreună, funcționează împreună și rezultatele sunt spectaculoase și aici avem asemenea rezultate. Deci dacă vorbim de contrastul calitativ, vorbim de fapt de gradul de puritate al culorii, de nivelul la care se află față de culoarea de bază, practic saturația culorii. Pe de altă parte, în contrastul cantitativ avem potrivire de cantități, 2, 3 sau chiar 4 culori, care în final se dovedesc că pot să lucreze și să creeze, să genereze armonie. Expun în această primă expoziție dedicată monocromiei Banioi Iulia din Cluj, Crinela Cărlogea, Gabriela Câmpian, Cristian Costin din Cluj, Raul Țompa, Maramureș, Horațiu Cristea Târgu Mureș, Dor Voitun de Cluj, Dorel Găină Cluj, și voi ruga să se oprească și asupra lucrărilor domniei sale, Cristina Claudia Lihăt din Lipova, Sergiu Man Cluj, Felicia Mureșan, Alexandra Pădurean, care iată revine în atenție și în centrul atenției prin lucrări în această expoziție, Mihaela Mureșan din Baia Mare, Evelina Popilian Cluj, Andreea Gabriela Tudor, Andrada Maria Usvat și Marie Hoffen Pradley, Renata din Câmpia Turzicu, artă decorativă. Spuneam eu stăteam de vorbă și cu Dorel, avem această dominantă al negru, mă gândesc la bisericile maramureșene ale lui Raul Țompa, dar pe o parte, față în față, un Berlin distrus în timpul bombardamentelor, nu departe de așa ceva are și Genie. Avem de două ori, iată, trandafiri, avem o monocromie extraordinară Crinelei, chiar în spatele lui Dorel, dar avem și o
excelentă armonie între negru și roșu, jertfa. Eu zic să, Dorele, să preiei cuvântul și să punctăm, de fapt, valențele monocromiei. Aș începe... De mult, mă scuz, de mult Clujul, adică de, cred că e prima dată când Clujul are o expoziție... O astfel de cuițe, provocare și un astfel de proiect. Și aici iară mă uimesc cei de la Cluj, respectiv Giovanna Moț și Eugen Moț, care, iată, fiindcă bănuiesc, poate nu am dreptate, dar bănuiesc că al negru și încă ceva apare măcar la nivel de subconștient și după aia precipitat spre proiect din discuțiile pe care le-am avut noi, de exemplu, cu Gabriela Câmpian la expoziția ei personală, în care, nota bene, care s-a desfășurat în același spațiu al Galeriei Clujar, în care ea spunea că i-a început prin a picta în negru și după aia cumva autoconvingerea sau insistențele celor din jurul ei a făcut să se treacă și la culoare. Deci o voință. Așa, dar că sigur, când începi cu ceva, n-ai cum să nu iubești până la capăt chiar peste toate celelalte, indiferent cât de minunate lucrări în culoare face ea. N-am discutat nici cu Eugen, nici cu Giovada de unde vine acest proiect, dar mă bucur că vine, fiindcă, iată, face parte din seria aceasta de proiecte care, într-o unitate de timp extrem de strânsă, trece în revistă foarte multe secvențe dinspre zona de concept, zona de reflexie, zona de promovare a artelor vizuale și într-un fel de efectiv de revizie. Deși dacă vorbim la Andrei Maru de Muzeul Imaginar și îi spuneam unei doamne, Ami Vasilescu, că are un muzeu nomad, fiindcă are o expoziție itinerantă care o plimbă peste tot. Mă scuz că te întrerup. S-ar putea această expoziție să o avem și în Cluj în toamna aceasta. Deci, aș spune că ceea ce reușește Cluj Artul cu cei doi deja legendari promotori, nu le mai spun numele, este ceea ce se cheamă un paradox al termenului, dar foarte frumos, un triptic care s-ar numi așa, Muzeul Laborator Atelier. Fiindcă aceste proiecte scot la iveală lucruri care poate încă în Cluj nu s-au făcut sau s-au făcut la nivel foarte, foarte disipat. Sau inconștient. Da, sau poate chiar disipat, fără cum să zic, această energie a propunerii de proiect și a punerii în fața proiectului. Hai să facem asta, hai să facem ceată. Despre erotică, despre culoare, despre primăvară, despre abstract, urmează chiar despre abstract, care sunt curios iară ce va fi. Acum despre alb-negru și încă ceva. Și acum voi trece la acest încă ceva, sau mai mult decât atât, nu mai rețin exact cum era, alb-negru și mai departe, vezi că la amândoi ne-a sugerat imediat monocromia. Din partea de fotografie, cel puțin, pentru mine este foarte incitant, de ce încă în momentul în care este accesibilă fotografia color plenară, de multe ori mult mai speculară în strălucire decât chiar realitatea pe care o înregistrează, totuși zona cea mai nobilă, cea mai de elită a fotografiei de artă, și nu numai de artă, chiar și acelei documentare, nota bene, care este văduvită prin culoare de niște repere de acuritate a documentului, se revendică dinspre fotografia în negru. Și atunci, pentru mine, fără, acum sigur, permis să devalez de obicei numai pentru prieteni, fiindcă n-am verificat, discut despre faptul că ființa umană, la întâlnirea cu o complexitate de situație, are nevoie de o sinteză pe care să o proceseze cumva mai ușor, la fel de profund ca și nesinteza, dar are nevoie. Ori alb-negru și monocromia propune în fotografie și desigur tot ce înseamnă arte vizuale, caligrafii, semne, însemne, chiar și în sculptură, fiindcă nota bene tot ce admirăm noi din Renaștere și Baroc ca revendicare de sculptură antică și care se prezintă sub formă de sculptură și de volume foarte rar cromatizate,
Abia acum, prin secolul 21, apare în sculptura modernă și o cromatizare și există câteva exemple minunate și în România, dar ele sunt, iarăși, această propunere și ofertă de sinteză, fiindcă sculpturile antice, pe lângă că erau minunate sculpturi, erau avariate cu o colorare stupidă de tip vopsitul casei. Intensă. Exact, ca să se vadă de departe. Și doar timpul, iată, le-a prelucrat și le-a creat să fie monocrome. Deci și în zona artelor vizuale, deci nu numai în fotografie, cred că funcționează această poftă de sinteză care te duce la niște imersii spre profunzime și spre un fel de, cum îi zic eu, de înălțare inversă. Că dacă culoarea te înalță, te extaziază, și asta te înalță, dar invers. Într-un sistem negravitațional, de fapt, nu avem sus și jos și prefer să vorbesc de înălțare, de emoționale înălțării. Dacă ne gândim la tot ce înseamnă laboratorul la care avem acces din zona de renaștere, de mediu târziu și de baroc, de la cartoane și schițe, fiindcă se făceau niște cartoane care se transpuneau după aia, inclusiv pentru frescă, ele erau monocromii, nu alb-negru, fiindcă creonul cu plumb s-a inventat destul de târziu, care nota bene este cenușiu, și chiar avem exemplu aici pe Sergiu Man, care lucrează precum cu creonul, dar el lucrează și cu praf de cărbune. Deci cu o catifelare și cu iară o tactilitate fantastică. Ei bine, toate aceste monocromii pe cartoane sau pe schițe și pe desene, care sunt poate de multe, cel puțin la Leonardo da Vinci, părerea mea că sunt mult superioare picturilor lui, care sunt puțin prea disciplinate și prea organizate, caietele lui, schițele lui. Desen, sigur. Da. Erau în zona de sepia. Deci accesul instrumental și pigmentar era pentru sepia, nu pe al negru. În momentul în care apare gravura, tot în Renașterea târzie, atunci apare celebrarea al negrului. Și l-avem pe Dürer, care merge și spre o zonă de colorizare a gravurii, dar care are foarte multă gravură al negru și mai ales, de exemplu, pentru xilogravura și linogravura secolului XIX. Colorizarea, de fapt, intră automat în cărțile bisericești, exact, în primele exact, cărți, exact. Primele romane. Dar zona de creativitate profundă se face în prima dată cu schița, cu desenul și cu monocromia, după care se trece la colorare, inclusiv la pictură, în afară de pictura contemporană, care merge gestual din prima pe culoare, se merge cu alb-negru sau cu alb sau crem, fundalul pânzei sau al cartonului sau hârtiei și cu o monocromie. Spuneam, mă scuz puțin, vorbeam de alb-negru și încă ceva. Da. Și am spus negru și roșu, dar dacă ne uităm cu atenție, avem albastru și griuri, da, inclusiv griuri colorate. Verzuri. Avem negru cu galben, da, avem negru, da, curat, da, cu albastru, da, curat. Deci... Și avem, de exemplu, la Gabriela Câmpianu, noile experimente pe care le face cu acel acril metalic pe negru, care începe exact să-l stăpânească maestru ea cum nimeni altul. Deci ea vă spun cu frumoasă invidie și bucurie, fiindcă și eu admir foarte mult zona aceasta de metal în culoare, dar n-am ajuns la performanțele ei. Nici nu mi-a trecut prin gând să încep de unde a început ea. Ei bine, în acest muzeu laborator atelier care se întâmplă, iată, aici sub pământul galeriei, îmi permis să spun acest lucru, se aduce o lume într-o zonă nepământeană. Poate pământeană, dar vorba ta, nu antipământeană, ci nepământeană, cum iubesc, fiindcă este un muzeu prin faptul că este efectiv o enciclopedie de prezență a monocromiei și a încă ceva. Acest încă ceva înseamnă această enciclopedie, fiindcă avem desen figurativ, avem fotografie, avem pictură, avem obiect,
Avem temiri ce tehnici mixte, cum e inclusiv cea avem despre care am pomenit. Avem modernism, avem abstract. Avem de toate, avem de toate, inclusiv, cum să zic, experimentele anticipative pentru viitor. Și atunci, sigur că cine va veni aici, și mă refer inclusiv mai ales la artiștii plastici, de la studenți la dascălii lor, sper să prindă gustul pentru a doua ediție, făcută tot aici. Anul acesta ne așteaptă multe ediții. Multe, da. Fiindcă, iară, dacă e să vorbesc, încep cu desenele lui Sergiu Mann, care sunt teribile, cea din spatele nostru îi spune Catarsis și este un desen clasic, iar cel care este și mai clasic din fața noastră, care este făcută cu praf de cărbune, cu tot felul de lianți și care este inspirat de o fotografie a unui coleg de-a lui, foarte bun fotograf, dar amândoi am observat că este aduce portretul și Labiș, da, exact. Fără să știe artistul, fără să știe, exact. deci așa. Îl avem pe Horațiu Cristea cu fotografie clasică. Avem chiar și pe mine cu zona aceasta de colaj pe care o fac și în care monocromie atât de discretă că avea de aproape vezi monocromie. Pe Raul Țompa, care este un colorist fantastic, și aici a venit spre surprinderea mea cu această explozie de alb negru, spre final. Și tematica l-ajută. Și aș, cum ai remarcat și tu accidental, poarta maramureșană pe care am văzut-o și în culoare, mi se pare, care era foarte dramatică, era într-un apus făcută cu culori puternice și în același timp cumva... Era la expoziția de fotografie cu telefonul mobil. Da. Aici este fantastică prin faptul că a reușit, iată, în negru și alb, pe o suprafață albă, să surprindă contralumina, să surprindă lumina din spatele umbrii. E fantastică. Și în contrapondere, deci e o stare de geneză, e o stare de mistică frumoasă, asumată, da. Alături avem, îmi scapă numele autorului, dar este Adolf Hitler, deja înfrânt, stând în ușa bunkerului la ieșire și văzând prăpădul din jur. Nota bene, ce a spus și tu, o temă asemănătoare are și Adrian Ghenie, dar are în culoare. E la fel de dramatică și a lui, fiindcă dacă cu ceva a cucerit el Mapamondo, este faptul că culorile lui sunt o maestoasă și magică invitație la dramatism. Are, și mă spus puțin, da. Zic că are același dramatism, pentru că imaginea exact, în sine exact. Aduce cu un documentar în alb negru nu numai exact, de al doilea război mondial. Da, exact ca și la Raul Țompa, albul pune în valoare negrul. Fiindcă de obicei lucrez cu negru pe alb și aici negrul este rol principal, dar fără n-ar avea acest dramatism. Cum lucrările finele, iar cel din spatele nostru făcut cu o tehnică despre care mi-a zis, dar n-am, decât că e făcută prin suflare cu paiul și aici ajungem la, iată la o legătură, fiindcă primele desene din peșteri nu sunt cele desenate, ci sunt amprentări ale mâinii peste care se sufla cu ceva... Și pe urmă sprijeliri. Nici nu, se sufla cu ceva pulbere, pigment și rămânea urmă. Ca un fel de amprentă. Identitate, de promemoria, de rămâne în memorie. La ea acest trandafir este puritate și fantastic. Și dincolo, pe diagonal, avem jertfa, fiindcă este vorba iarăși de o legare, de fapt, toate lucrările de aici sunt legate foarte dramatic de viața cu zi cu zi, efectiv. De viața cu zi cu zi, chiar dacă vorbim de o instalare în spațiu-timp, da, spațiu-timp extins sau restrâns, este inspirată de una din celebrările de tip sărbătoare, dar sigur sărbătoare foarte severă, făcută în spațiul german pentru victimele din prima conflagrație mondială. Și în care roșul nu este culoare, ci este dramă, este tragedie este și, este, și este poezie. Da. Sânge da. Și poezie. Sânge și poezie. Recunosc că aș putea să vorbesc enorm de mult despre fiecare, fiindcă iarăși
Ce mă fascinează la Gabriela Câmpianu este această seninătate a călătoriei, cum spuneai tu, nesfârșită printre subiecte, dintre care față de cele știute până acum, chiar dacă portretul este într-un acriu metalic și e ultimul experiment, are și o extraordinară celebrare a op-artului ca o chestie teribilă, ca și simbioză, ca și cum să zic, asemeni și diferit față de pop art. Se naște deodată se despart, da, pop artul devine zona aceasta de decorativ, agresiv, figurativ, dar pop artul este exact senzație de iluzie optică cu Victor Bazarelli, provenind din spațiul românesc, chiar dacă a funcționat în spațiul german și mondial. Iar ceea ce a propus Gabriela este, nu vazarelist, noi le spuneam vazareliste când încercam să le reproducem, este un gabrielism, un opart gabrielist, dar despre fiecare dintre aceste lucrări eu zic că se poate vorbi și mai ales se poate vorbi și în contextul în care spuneam este vorba de acel și încă ceva, acel încă ceva fiind o lecție, o enciclopedie, o trecere în revistă, cum, când și prin ce concept, prin ce tehnică, prin ce libertate sau prin ce disciplină, alb, negru și încă ceva, devine sărbătoare a artei, o sărbătoare severă, o sărbătoare puțin spartană, nu laconică, ci spartană, o sărbătoare cu ținută academică și cu ștaif și care nu vrea să concureze culoarea, nu vrea să concureze nimic altceva decât să ne aducă aminte că la început și la sfârșit avem lumină și umbră, avem alb și negru și avem ieșirea din tenebre cu ajutorul luminii, dar păstrând magia și taina tenebrei. Practic avem esențe în alb și negru și încă ceva. Și încă ceva. Și pentru acest alb și negru și pentru acest încă ceva declarăm expoziția deschisă și vă invităm să-i treceți pragul. Cu siguranță așteptăm ediția următoare. Până atunci însă am înțeles o să avem și o expoziție a copiilor, avem abstractul. Doamnelor și domnilor, aveți toate motivele să veniți la Cluj Art Gallery în orice zi, pentru că vă îmbogățiți spiritual, vă împliniți spiritual și, vorba lui Dorel, aveți și de învățat. Seară bună pe mai departe. Dorel? Mulțumim, Cluj Art, mulțumim tuturor artiștilor care, iată, au făcut ca magia să persiste și în alb negru și încă ceva. Și încă ceva. Da. Seară